Deci merge, da? A, bună dimineața și bine v-am găsit. Sper că această cafea să vă găsească în pace, să vă găsească liniștit, să vă găsească bine. Sper că ați depășit problema asta a dezastrelor naturale. Da? Nu v-a luat valul, nu v-a dus nimic, sunteți sănătoși, sunteți ok. Ați văzut tot unde e mai slabă ața, acolo o să rupe. Ați auzit plângându-se pe Câțu, pe Iohannis sau pe Orban că le-a intrat apa în casă? La ăștia nu le intră nici apa în cap. Atâta știu, atâta pot. Dar să știți că ne așteaptă vara asta uragane, vijelii. Vijelie și cu uragan au cântat la majoratul gemenilor Borcea. Ce frumos, ce frumos, împlinești 18 ani, te lansezi în viață și ce ți-aduce tata, ce ți-aduce surpriză la majorat? Pățancă uraganul și pe vali vijelia. Calitate. Cristi Borcea, anfitrion. Vali Vigelia a declarat la Antena Stars că de 3 zile are grețuri. Borcea nu iartă. Nu putea el să cheme o solistă, o artistă. I-a fost frică, nu? Așa că Vali Vigelia în casa, mă rog, astea scancanuri. Vali Vigelie și țancă uraganul a majorat. Și atunci ne mai mirăm că unul din 5 români n-a citit în viața lui o carte, pe vorba românească, o carte citită, un grătar pierdut. Și 50% dintre români în ultimul an n-au citit nicio carte. Dar nu citiți cărți, vă spun eu esențialul, vă spun eu ce trebuie să știți. Că aveți pe ce da bani, aveți pe ce da bani, vă spun eu sincer, că aveți pe ce să dați bani. Nu degeaba suntem pe primul loc în UE la dat mită pentru asistență medicală. Că vedeți, a fost pandemia, mai e nevoie de o perfuzie, mai e nevoie de o injecție, dai mită, suntem pe locul 1. Pe locul 1 și pe locul 2 la mituirea polițiștilor. Numai bulgarii ne întrec. Noroc că l-avem pe Godină, că ăsta e incoruptibil, altfel el e cu lama, cu Dalai Lama, cu așa, că altfel am fi și noi pe locul întâi, vedeți? Trebuie bani. Cafea bună de la Tomas. Căsionăm sepen. Iges, cegedre. Da. Cafeaua asta nu-i mită. Puteți să cumpărați în continuare tricouri cu soacra de pe Schoolwear, nu? Acum am pus un tricou de la concurență, să le mai fac și lor trafic și vânzare, că de ale mele m-am săturat. Asta îmi dă de gândit. Primul transgender din istoria Jocurilor Olimpice va participa la haltere, acum în iulie. Transgender, ce e la unul care o fă bărbat, s-o sătura de sarsamuri, de, da? Și s-o făcut peste noapte femeie și o dat seama că îi plac poșetuțele, da? Omul ăsta concura la haltere până acum, categoria masculină, acum merge la feminin. Vă dați seama că o să-i rupă pe... O să le rupă pe genunche pe contraconcurente. Îi bine, nu-i bine, transgender. Trebuie să mă mai gândesc la asta. Oricum aveți pe ce da bani. Aveți pe ce da bani, vă spun eu sincer. În 30 iunie am spectacol în Cluj-Napoca, în Downtown Garden. Luați un bilet, dar știți că face. Știți, apropo, cât e un bilet de intrare la Salina Turda acum? 50 de lei pentru adulți, 60 de lei în weekend, 30 de lei pentru elevi, studenți și pensionari. Să mergi să vezi ce acolo, niște păreți cu sare? Pentru asta dai atâta spurc de bani, au grămadă de bani, bine, mai este și un la... e frumos amenajată, dar ce Dumnezeu, vrea Elena Udrea să-și recupereze investiția, n-am înțeles. Păi stați un pic atunci, că și în Cluj-Napoca, și în Cluj-Napoca, se încearcă metrou, da? Nu poate să-ți facă metrou într-o anumită zonă, că acolo e un drop de sare, bingo! Păi săpăm, numai excavăm un pic și facem salină. Și luăm la bande, câștigăm cât antoldul în 5 minute, noi câștigăm în 5 ani. Sau invers, da? Deci facem și niște covrigării lângă ce ne trebuie metrou. Facem salină, domnule. Salină, sare, avem de toate, domnule. Domnul Boca și zice, eu susțin pe domnul Câțu în continuare, pentru că vreau ca fetițele mele să rămână în România. Smecherul de mărgău. Fetițele să rămână în România și-au luat casă în Câmpenești să trăim, că ne-au lăsat pe noi să stăm în Cluj-Napoca să respirăm noxele. Apropo, Cluj-Napoca, cel mai poluat oraș din Europa, ha? Edilul se mută în extravilan și noi rămânem aici să plătim taxe și impozite, să inhalăm, să... nu-i așa? Câțu. Da, dar i-a zis Ciolacu că a confundat domnul Câțu o localitate din Suceava cu una din Vrancea sau invers, acum pe tema inundațiilor. I-a zis-o domnul Ciolacu. Apropo, cine-i domnul Ciolacu și ce mai face, cu ce se ocupă? Dar și domnul Orban a luat-o în freză, chiar de la doamna Alina Gorghiu. A zis că dacă avea o responsabilitate, își dădea demisia după ratarea alegerilor parlamentare. Așa a zis doamna Alina Gorghiu de Orban. Lui Orban îi se bate în afară, la 3 metri, Orban o și zice,
Eu atât de mult lucrez încât unii colegi din partid îmi spun premierul, sau mă rog, colegul Duracell. Era pe vremuri o reclamă la bateriile Duracell cu un iepure. Păi ăsta așa au și făcut. O guvernat iepurește-o. Dar bateriile de obicei sunt alcaline, sunt pe bază de nu știu ce. La el, la Orban, la Ludovic, bateriile sunt pe bază de pălincă de zalău. Asta e politica. Un senator, de fapt cel mai în vârstă senator din AUR, din partidul AUR și nu numai, a fost prins în curtea Parlamentului cățărat într-un cireș. Bă, dita mai omul cu barbă, să hâțâna de o cracă acolo, cireșele abia se înroșiseră. Zice, nu, zice, cireșe de astea, ce ai, s-o terminat ciolanul de rost în Parlament? Nu mănâncă ei în Parlament de 6 lei porții duble, vreți reduceri și când mergeți la curve? Nu mai e nimic de rost? Ha? Mai căutați, că șobolanii ori găsit ce să roadă în București. Ori rost un semafor într-o intersecție, bine, nu semafor, ori rost cablurile care duceau la semafor, de-au rămas paralizate intersecția nu știu cât timp. Șobolanii, bine, și șobolan cu pedigree. Ei știți pe aia doi care mâncau din covrigelul de la Mega Image. Ha? Frumos acolo, vedeți, șobolan nu-s oameni, își împărțeau și ultimul covrig, da? Că ziceți că sunt animale. Nu. Animal mai rău ca omul nu se există. Poate numai parlamentarul. Și ce ori zis cei doi șobolani când au fost luați la pârâială? Păi ce știți, noi am chemat Glovo, am chemat Taz, am chemat Foodpanda, am chemat pe mama. N-au venit. Atunci am mers noi să ne luăm produsele. Și lumea a zis, dar unde era pisica din Mega Image? Pisica era la ficăței. Unde era pisica din Mega Image? Mânca ficăței. De ce? Rămăseseră niște ficăței de la câinii de la Mega Image, care unde erau? Alungau ursul de la Mega Image. Vedeți ce lanț trofic frumos aici în România, cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Nu mă uitați nici acolo, că eu vă zic numele și vă pun aici, în atriu, da? Asta e de la Tomaș. Cafea cu accent de odor haiusecoiesc. Tricouri, spectacole. Bă, știi cum? Aveți pe ce da banii, numai să o și faceți. E bună la ceva cafea. Uite, acum mi-a venit o idee, da? Deci, bărbat halterofil. Nu i-a mai plăcut, s-a transformat în femeie transgender și ca, acum concurează la Jocurile Olimpice la categoria femeilor. La, da. Mă, cum o să înjure asta când nu iese cu haltera? O să zic că dacă ratează o ridicare, mă doare în sau dă-o în p-a mea, nu? În fine, da. Greu, când ești transgender, nu știi ce organe sexuale să folosești în înjurătură. La fotbal, cum stăm la fotbal? Mă uit la reclame, că și așa, dacă nu-i România, degeaba mă uit acolo. Fotbal frumos, așa mă uit la Champions League, mă uit la curling, mă uit la reclame pe margine, mă. TikTok, sponsor principal, TikTok, care clipuri de 30 de secunde. Pe așa joacă și ăștia 30 de secunde și după aia dansează. Pe vremuri ce era? Marlboro. Beri serioase. Pentru bărbați, mă, pentru fotbaliști, nu ca ăștia. Dacă o sufla prea tare arbitru, ce termină, mă, distruge emoțional. TikTok. Panasonic. Mai țineți minte reclamele? Stimorol. Ori și ieși multe de pe piață. Castrol. Erau reclame, domnule. Acum, TikTok. Simona Halep se logodește. Se logodește. Cred că ea și-o cumpăra tinelul de logodnă, că e prea fain, dar și prea scump. Am gătat și cu sportul ăsta, îți dai seama că este gândul numai la copii, la pătuți, la excursii, la ce ne mai cumpărăm în Vila 15. Toni, dragă, să trăiască, să o iubești și tu, Simona, să știi că bărbații trebuie iubiți de la un cap la altul, ca racheta. Deci s-a dus dracu și tenisul, fotbal nu mai avea... Golf! 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 Mergem bine cu golful, nu? Aia de s-a oprit dintr-un BMW-ul, scos o crosă de golf și a început să dea pe Logan, știți? Bă? Smart 2, Smart 2, dar cu crosă de golf, nu cu telescopă, nu cu hârleți, nu cu, da? Deci am mai evoluat și noi. Dar destul cu prostiile, că totuși suntem în Sfântul Post al Apostolilor, Petru și Pavel. 7 zile și 4 dezlegări la pește. Poftă bună, păstrăv cu 41 de lei kilu. No, dezlegați-vă voi. Weekend plăcut, ne vedem săptămânile viitoare. Nu uitați, miercuri podcast, în rest vlog, în rest sketch-uri, știți? V-am zis!